O să sparg un telefonul ăla din 2009. Nu. E de fapt din 2007, dar ăsta e 3G-ul. Ăsta va fi spart pentru un videoclip. Când o să-mi vină Samsung E1360B, videoclipul îl vedeți tot pe canalul Robert Vasilescu. Îl vedeți, telefonul ăsta va fi spart. Ecran tot. Cum am spart 2G Plus, pentru că nu mai îmi trebuie nimic din el. Oricum l-am cam stricat. Astea de la tastatură nu mai sunt aici, doar că pot să utilizez. Da, toate o să pierd, dar o să-mi iau altul nou. Cred, nu știu dacă să mai iau încă unul. Bă, nu știu mă dacă ți-l sparg, că e al treilea LG K970 pe care l-am. Și ce mai lipsește? Lipsește geamul de display. Arată mai frumos așa. Da. Mai întâi să mă gândesc când o să-mi iau Samsung E1360B. Mai întâi mă gândesc să văd dacă se sparg ăsta. Dacă mi-a venit ideea să-l sparg, vă notific. Toți subscriberii mei. Pentru că, da. Ăsta e Samsung E1080. Nu merge mesaj dacă n-ai cartelă SIM. Și nici joc fără baterie. Dar să ne revenim la asta. Da, cam atât. O să pierd această pornire și oprire. O să pierd sunetele pe care... Mă, nu cred că o să sparg la un moment dat. Stai să mă gândesc să văd ce telefon să sparg. Dacă să văd să sparg asta. Ecranul e cam murdar. Aici, orange logo. Să spuneți dacă e clasic animația asta sau e pentru mai multe telefoane. Dar o să pierd sunetul ăsta. Dacă o să-l sparg. Care a fost cel mai prost telefon pe care l-am avut? Oh! Să sparg ăsta? Eu cred că ăsta e mai bun să-l sparg. Și asta are o problemă cu slide-ul. Dacă fac așa... Oh, nu mai face, dar... Când mi-a căzut pe jos, capacul a ieșit și a căzut direct. Am lipit ceva negru. Se vadă ceva. Baterie veche de LG. Da, foarte dat. E cum să punem capacul la loc. Da, spuneți-mi în comentarii care dintre aceste două telefoane să sparg. Să sparg LG K970 sau să sparg Samsung E7070 sau să sparg Samsung BT310. Să spuneți din comentarii care...